Echipa Foresta s-a ales cu un nou fundaș care vine de la Sportul Snagov. Echipa nu încetează să-și îmbunătățească numărul puternic de jucători. Este vorba de fundașul Adrian Neacșu, care vine de la Sportul Snagov în urma desființării divizionarei secundare al acestei echipe. Adrian Neacșu este așteptat miercuri seara sub comanda antrenorului Petre Grigoraș în cantonamentul de la Câmpul Lung Moldovenesc, iar sâmbătă ar putea debuta în tricoul Forestei în meciul amical pe care galben-verzii îl au de la ora 11 în compania gazdelor de Rarău.